Albertina Ionescu ne vorbește acum la rubrica Stilul tău despre pasiunea internauților pentru YouTube. Bună dimineața! Peste 1 miliard de oameni intră lunar pe YouTube, iar vloggerii de fashion sunt cei mai populari. Pentru astăzi, vă propun să ne creăm împreună un cont și să postăm filmulețe pe YouTube. În România, aproape orice utilizator de internet ajunge pe YouTube în fiecare lună. Este foarte ușor, de altfel, să creezi un canal de YouTube și durează doar câteva minute. Trebuie doar să ai o adresă de mail, de Gmail, iar dacă nu o ai, trebuie să ți-o creezi întâi. Iar apoi, canalul este foarte simplu de realizat. Trebuie să încarci o poză de fundal, apoi să faci conexiunile cu eventuala ta pagină de G+ sau de Facebook. Trebuie să descrii despre ce e canalul tău și apoi foarte simplu să uploadezi clipurile tale preferate. Odată ce ai urcat un material pe YouTube, YouTube te ajută cumva și promovează clipul tău dacă materialul pe care l-ai încărcat este de calitate. Conținutul pe YouTube este foarte divers, plecând, de exemplu, de la show-uri de cooking, la review-uri de diferite gadgeturi, dar mai nou chiar la canale care tratează zona de fashion și beauty. Totul a început acum 4 ani de zile, când mi-am urcat primul clip pe YouTube. A fost la început un experiment și încet, încet a crescut și dintr-un experiment a ajuns un hobby. Postez de 2 ori pe săptămână, marțea și vinerea. Editez cam 2 zile pentru fiecare clip și filmez o zi întreagă. Eu fac tutoriale de make-up, de beauty, îngrijirea pielii, câteodată și idei de ținute și cum să fim frumoase. Din momentul în care urc clipul pe YouTube, trebuie să răspund la comentarii, să interacționez cu fanii, le răspund la întrebări. În momentul în care vreau să fac un clip, totul începe de la o idee. Fie am văzut un machiaj într-un videoclip și vreau să-l recreez, apoi mă gândesc cam ce cadru aș vrea să am în spate, eventual o culoare sau o cameră, o bibliotecă, depinde de tematica clipului. Încep să-mi pregătesc setup-ul, lumini și camera în fața mea. Filmez efectiv, durează între 2 și 3 ore, depinde de cât de complicat este clipul. Apoi descarc clipul în calculator, îl bag în programul de editare și editez. Urmează pusul pe YouTube, după care vin comentariile și răspunsurile, feedback-ul. Câteodată este pozitiv, dar există și cazuri în care feedback-ul este negativ și atunci încerc să schimb totul în așa fel încât fanilor să le placă ceea ce fac. Trebuie să-ți răspunzi la întrebarea. Este atât de interesant materialul meu? Vor share-ui vizitatorii acest material pe rețelele sociale? Ei bine, dacă răspunsul este da, cu siguranță videoclipul tău va avea succes. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Până la următoarea întâlnire, vă doresc să aveți încredere și să încercați să vă postați pasiunile online.